Jocul de lână este sport național românesc. De câțiva ani, acest sport național românesc, oina, a intrat în școli chiar ca disciplină obligatorie în mediul rural. În mediul urban este opțional. Se joacă pentru băieți și fete. La Vârlad e o tradiție pentru jocul de oină. Eu am început oina cu câțiva ani buni. Prin 90-92, parcă 93, am făcut prima ediție a memorialului profesor Vasile Tămășanu, fost profesor de educație fizică la Școala Generală Nouă. Dumnealui a practicat oina în mediul școlar. Deci, elevul care a bătut mingea cu bastonul trebuie să treacă pe culoarul de ducere și pe culoarul de întoarcere fără să fie loviți de jucătorii de la prindere, jucătorii care sunt în cercuri. Ați văzut că sunt 9 cercuri plus 2 zone, zona de bătaie și zona de fund. Deci trebuie să treacă prin cele două culoare fără să fie loviți. După ce trec cei 11 jucători prin acest culoar, ducere și întoarcere, repriza se termină. În pauză de 5 minute, echipele schimbă rolul, cei de la bătaie trec la prindere și se cumulează rezultate. Punctajul pentru jucătorii de la prindere, de la bătaie. Deci lovirea cu bastonul peste o anumită distanță li se dă un punct sau două puncte. Ceilalți jucători care sunt în cercuri, dacă lovesc jucătorul care trece prin cele două culoare, obține două puncte. Echipamentul este foarte ușor, deci poate să aibă o încălțare, un short și un tricou, o minge și un baston. Avem. Se poate juca pe orice suprafață dreaptă, gazon, beton, oriunde. Își dezvoltă foarte mult forța, îndemânarea, curajul. Au foarte multe calități care se dezvoltă prin jocul de oină. Deci este un joc foarte, foarte atractiv. Cel care a practicat o singură dată jocul de oină, cu certitudine vine și a doua oară să practice. Ce nu, ce mult.